fi mi-ar scârbădă tine. Cine a fost Avram Neagu? Mare revoluționar român Pașoptis, conducător al țării moților, aliat cu armata armata austriacă, luptând împotriva revoluționarilor unguri conduși de Lajos Kossuth. Lasă-mi să te înfund eu acum, te-am văzut o semestru, te-ai uitat urât pe mine. Eu m-am uitat. Nu cum e dat în fața mea, că eu... Profesoara, tu ești eleva! Aie mă, tici, rai, nu mai ești, ai măgăr! Lasă-mi să te înfund eu acum, mi-ar scârbă mie, mi-ar mie scârbă de zecele care le-ai luat un testul grilă. Când s-a născut Avram Neagu? 1824. Cine a fost asun? Alisandru, născut în 1787, mort în 1855. De profesie păturar, devenit mai apoi județomenian. Unde a făcut asun școala? În Câmpeni. Unde a făcut el școala? În Târșa. Cu cine a stat în bancă? Cu băiatul preotului din sat. De ce n-ai șapcă? Nu, fi mi-ar scârbă, nu ești tu cu mine!